pe Cineaga, 25 de familii trăiesc în niște foste grajduri. În total, 80 de oameni săraci lipiți se bucură totuși că au niște dormitoare improvizate și încearcă să-și ducă viața de pe o zi pe alta. Nu cerșesc și au demnitate. Cu ce vă încălziți, doamnă? Lemne! Cu lemne, ce găsim? Cu râpcă, dacă și aia râpcă. Ce e râpcă? E vațile alea de la vii. La aia se zice râpcă. Dar noi pe partea noastră, la Moldova. Fasolea o mai luăm și noi la zile mari, că e cam scumpă. Mai degrabă prefer să iei în tacăm. Foarte scumpă, dar asta e. Când avem, mâncăm. Când nu, nu este. Casa lor, a tuturor, este alcătuită din două corpuri de clădire. Sunt 10 ani de când locuiesc aici. Iarna pereții sunt înghețați, îndură frigul de când se nasc. Femeia din imagine are 2 copii, cel mai mic nu a împlinit încă 2 ani. Câți metri pătrați aveți aici? 3 cu 4. 3 cu 4? Da, 4 lungime și 3 lățimi. Acum sunt în creșterea copilului la un complex de porci aici sus. Și soțul? Soțul nu lucrează. N-a găsit de lucru? Nu. Din fericire mai există și oameni de bine. Un grup de tineri conduși de un arhitect îi ajută să supraviețuiască. Fotoliu de bine? Fotoliu cine vrea? Pari? Du-te, du-te tu! Au nevoie, în primul rând, cred, de atenția noastră. Să venim aici, stăm de vorbă cu ei, să discutăm, să vedem care sunt problemele reale și cum putem să pornim să ajutăm. Dacă venim la dânsii cu puțină hrană, desigur că este de mare folos, dar peste zi două se termină. Trebuie să vedem ce putem să facem în perspectivă. Orice ajutor este binevenit. Următoarea vizită va fi înainte de Crăciun. Voluntarii speră ca până atunci să facă rost de piatră și nisip pentru a acoperi noroiul din curtea fostului CAP. Oricine are ceva de donat o poate face. Bunurile se strâng la Crucea Roșie.